Se pare că vom avea un burger special cu Barbie. Hai să vorbim azi despre asta. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spulberați butonul de subscribe, pentru că veți avea ce vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Endgamer, care zice: eu știu de ce are Nezuko bambus, ca să nu mănânce oameni. Da, Endgamer, așa am auzit și eu. Filmul Barbie este aproape aici, deja se vorbește destul de mult despre el. Filmul fiind promovat în fel de fel de moduri. Deși nu a apărut încă oficial, știm deja câteva lucruri despre acest film, și anume că el nu va fi un film obișnuit, cum ne este dat să vedem din trailer, ci va fi un film despre Ken și Barbie, care vor ieși din lumea lor aparent perfectă și vor ajunge în lumea reală. Ei vor primi așadar șansa de a schimba lumile, descoperind plăcerile, dar și problemele care apar în momentul când locuiești în lumea oamenilor. Da, și cum deja acest film se anunță a fi unul destul de big așa, au apărut fel de fel de modalități de a-l promova. La fel cum a fost și cu filmul cu Spider-Man, și anume Spider-Man Across the Spider-Verse, când am văzut acest Spider-Man burger de la Burger King, se pare că cei de la Burger King ne pregătesc și un Barbie burger, sau mai bine zis, le pregătesc celor din Brazilia. Burger King tocmai ce a lansat meniul Barbie peste tot prin Brazilia, acesta fiind valabil pentru o anumită perioadă de timp în țara aceasta. Cel care este cel mai mult în evidență din acest meniu este Pink Burgerul acela cu sos roz. Acest sos este de fapt cel care amintește cel mai mult de Barbie, și anume de culoarea caracteristică a acestui film. Meniul mai vine cu un Ken's Potato, și anume cartofi prăjiți, care amintesc de partenerul lui Barbie. Nu se știe totuși cu exactitate cu ce va fi acel sos roz, dar ceea ce știm deocamdată este că el va avea o aromă mai mult de barbecue așa. Cei care vor dori să încerce acest meniu vor putea și să bea un shake numit Barbie Donut Shake, care bineînțeles va avea culoarea roz și va fi realizat dintr-un milkshake cu căpșuni, dar și efectiv o gogoașă pusă în pile shake-ului respectiv. La prima vedere nu pare așa, cine știe ce e această știre, dar dacă este să judecăm așa cu ceea ce s-a întâmplat cu burgerul Spider-Man și ce senzație a fost acesta prin Statele Unite, cel mai sigur da, firmele astea de fast food vor continua să introducă așa produse speciale mâncabile, cu diverse ocazii, odată cu lansarea anumitor filme. Acest burger roz va fi lansat doar în restaurantele din Brazilia. Bine, de ce doar în Brazilia? Nu se știe exact, pentru că cel mai probabil meniul ar fi avut succes în toată lumea, bănuiesc. Chiar și așa, dău, rozul acela caracteristic al burgerului este ceva destul de fain așa odinol, pentru că nu prea sunt atât de multe sosuri realizate în felul acesta la fast food, plus că el este de fapt culoarea predominantă acestui film cu Barbie. Deci, la acest punct de vedere, cred că burgerul acesta este un point așa. Dacă este să ne referim strict la România, well, nu cred că sunt șanse să vină și aici, mai ales că nici burgerul cu Spider-Man nu a ajuns aici, care era mult mai big. Deci, da, din acest punct de vedere, nu cred că vom avea șanse să-l gustăm decât dacă mergem în Brazilia ca să băgăm meniul ăsta. Vă asigur că dacă ajung prin Brazilia în următoarele zile, am să fac pe canal de vlog un clip cu burgerul ăsta. Până atunci însă, uitați aici un clip în care vă zic care vor fi diferențele între filmul cu Superman din 2025 și cele care au existat până acum. Ia băgați un tip aici ca să vedeți despre ce e vorba.